Ediția a patra din stagiunea a patra a Salonului Literar Artistic Artă prin Educație, cu tema Momente evenescene la ceas de taină, în continuare călăuzită de poeții Gabriela și Ion Machedon, deschide prima pagină din acest sezon cu Ivenescu, cel care a adus tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, poeziei românești. Un grup de elevi de la Liceul Vasile Alexandrii din Chișinău, împreună cu profesorii lor, au îngăduit răgazul unei clipe și l-au dăruit poeziei emenesciene. Elevele din clasa 11-a, Patricia Bargan, Cătălina Nemțanu, Inga Iovu, Patricia Razov, Arina Gologan, au venit la Salonul Artă pentru Educație cu un recital din poeziei emenesciene, pășind peste Puntea Virtuală, Chișinău, Ploiești, București, pentru a transmite prietenilor saloniști că sunt prietenii lui Ion și Gabriela Machedon și care aceștia, la rândul lor, sunt prietenii noștri, dar și cuvântul ce exprimă adevărul, versul mângâietor, melancolic, ca șoapta codrilor și a izvoarelor. E de ajuns să îngădui o clipă și să citești sau să asculți ce spuneau cei care l-au cunoscut pe marele poet, prietenii apropiați Ioan Slavice sau Ion Luca Caragiale, și într-o ediție mai veche găsesc câteva impresii lăsate de cel care i-a fost prieten, scriitorul Ioan Slavici. Citez, ca să scrii despre Ivenescu, trebuie să ai vie întreaga încredere în cuvântul ce exprimă adevărul. În volumul de amintiri, Ioan Slavici reliefează portretul blând, sufletul generos și inima înfrântă pe care Dumnezeu nu le poate urgisi. Citez, Ivenescu era un om de o fire duioasă, care toate le făcea din iubire către alții. Dacă i-ai fi tăiat o rană adâncă și ai fi zgâriat în același timp pe altul, el ar fi alergat sângerând să pună plastru pe zgârietură. Cealaltă parte a frumuseții firești, fizice, și o frumusețe cu chip de sfânt, cu privirea și gândirea rupte dintr-o lume curată, amintindu-ne parcă de prima săptămână de când și pe când Dumnezeu se plimba printre noi, este descrisă de prietenul său, Ion Luca Caragiale. Era o frumusețe, o figură clasică, încadrată de niște plete mari și negre, o frunte înaltă și senină, niște ochi mari. La aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru, un zâmbet blând și adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare. Mă recomand Mihai Ionescu. Cine știe dacă efortul nostru al contemporanilor, chiar și într-o odisee pilduitoare, ar mai putea găsi un Ionescu. Să-l citim, să-l prețuim, să-i urmăm cauza, să-i studiem opera, să-i recunoaștem și să-i citim și învățăm poezia. Să dăm poezia și altora să o învețe. Acum este fericit, scria Caragiale, el s-a întors în Nirvana, așa de frumos cântată, atât de mult dorită pentru dânsul, prea târziu, prea devreme pentru noi.